la asta, doamna? Eu la păpuha. La ce oră aveți? Cam un. Recet? Da. Poftim. Va registra. Pentru ce? Pentru fiecare persoană care intră în sala, în holul, în judecăță, toată persoana, din procuror, din judecător. Scrieți dumneavoastră, dar, brega, la păpuha. Ia, vă rog, dumneavoastră sângă. Nu vreau să pun mâna pe pix, că e infectat. În instanță, ci că e obligatorie purtarea măștii. Dar grefierii au voie fără. Și avocații. Te rog frumos, ieși acum, ieși, deci, te rog frumos. Te rog frumos. Ce vrei, madame? Să părăsești, mă, ta n-ai drept aici, stai. Dar unde am drept să stau? Vă rog frumos. Care-i problema? Care-i problema? Chemați poliția. Sau armata. Și mafia. Deci că n-am drept să stau aici. În instanță de judecat. Poftim. Dar și gata, ați privatizat-o? Întâi să reparați, băgați banii europeni, după aceea să o privatizați. Și o să fie instanța voastră, o să vă jucați cum o să vreți. Vine armata. Fără armată nu ies de aici. Stanța arată într-un hal fără de hal. Angajații instanței vin cu mașini super bengoase la servicii. Doar cu numere bulgărești, mai departe văd numere germane. Vai de steaua lor. Cum își ascund avierile. Cei mai șmecheri au numere de acelea personalizate și au lăsat mașina chiar la poartă. Să nu se deranjeze mult la plecare. În mână și... Sănătate! O zi bună. Nu uitați vă cred pe cuvânt. Nu să mai controlăm că am pe 100. O să mă uit pe internet. Uitați pe internet. Bine. Masca spartă pe nas. Se replică obraznic. Masca sub nas.
Și mare parte dintre angajați și angajate merg cu masca, uite așa, sub nas. Sala 12.